într-adevăr am văzut care sunt cerințele, vreau să menționez că ele nu diferă de celelalte asociații. Ministerul Agriculturii a avut și a fost prezent la majoritatea adunărilor generale cu asociațiile producătorilor agricole. Practic, cunoaștem foarte bine care sunt problemele. O parte din ele, Ministerul este de acord și vă asigur că ceea ce își doresc fermierii, își dorește și Ministerul Agriculturii. Aici mă refer la fondul de subvenționare, la posibilitatea ca să aibă acces la credite, ca să fie accizul întors producătorilor agricole, să fie procentul la rata dobânzii creditului polonez, dar totodată trebuie să avem și să putem să evaluăm care este situația reală la moment și care sunt posibilitățile în care noi putem să venim cu ajutor către fermieri. Referitor la fondul de subvenționare, cunoaștem că avem la moment planificate 610 milioane de lei din fondul, din bugetul de stat. Ultima întâlnire care am avut-o împreună cu prim-ministru și împreună cu reprezentanții producătorilor agricole, am mai luat o pauză timp de câteva zile ca să venim cu anumite răspunsuri, cum putem ca să suplinim fondul de subvenționare. Astăzi eu nu pot să vin cu un argument, suntem încă în discuții. Este foarte important că s-a semnat acordul de finanțare din partea Uniunii Europene în ce ține de fondurile INPARD sau suportul bugetar oferit de Comisia Europeană pentru vecinătatea estică, în special pentru agricultură și mediul rural. Referitor la creditul polonez, poziția Ministerului Agriculturii este ca să venim cu 1,5% rata dobânzii. Am pregătit și un proiect de hotărâre de guvern, așteptăm în termen foarte restrâns ca să avem avizele de la ministere și ulterior să putem să-l înaintăm guvernului. Noi am obținut de la Ministerul Finanțelor o cifră proiect, da? O cifră estimativă. Odată ce va fi propus propunerea respectivă sau legea bugetului pentru anul 2015, atunci vom cunoaște exact care este suma propusă de Ministerul Finanțelor. Noi acum suntem pe poziția ca să putem să suplinim acest fond ca să fie mai mare. Cu cât? Deci poziția noastră este cu 350 milioane de lei, atât cât este valoarea ajutorului din partea Comisiei Europene. Cam un miliard ar fi, da? Da, dacă adunăm 610, 350, atunci obținem cifra de un miliard.